Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Iată-ne din nou la treabă. Nu-i tocmai oara aceea care e afișată acolo pe Proful Online TV, dar cei care știu, încearcă, caută și găsesc pe Proful Online în direct. Așa că Ștefania și cu Delia, da, iată s-a alăturat Delia lui Ștefania și ne apucăm de treabă. Tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă. Clasa a 10-a. Mai este până la 10-a. M-aveți muntat. Așa. Ducem în chiozanul spate, ultim. Clasa a 5-a. Poftim. Cine ce... Da? Determinat. A. Determinat, da? Da. Anul. Nu mai mult, natural, cu 17 mai mic, mai mare decât 89. Cu 17 mai mare decât 89? Da. Cum facem? Păi 89 plus 17. Sigur că da. Deci numărul respectiv X, să zic eu, este egal cu 89 plus 17 și egal cu, Delia vorbește, 17 cu 9. Deodată ai spus, da? 17 cu 9, 16, 6, 1, 2, 106. Bine. Și scrie în timpul ăsta. Deci în timp ce lucrezi, lucrezi de pe căițelul tău și vorbești. Eu nu știu. La B. Punctul B. Numărul natural cu 27 mai mic decât 35. 35 minus 27. Deci, acel număr X egal cu 35 minus 27, e cu atât mai mic, cu 27, și egal, Ștefania, vorbește? Egal cu 15 fără 7, 7, 4, nu, 3. Atenție! 15 scăzut 7. Este 3 din 10, când a scăzut din, da? Și cu, și cu 5, 3 și cu 5, 8. Deci 7 din 15 este 8. Și după 2 din 2 nimic. 8. Asta este, da. Bine. Da. Deci. Ce? Ce? Numărul natural de 5 ori mai mare decât 458. De 5 ori mai mare decât 458. Da, adică 458 ori 5. Așa. Deci x ăla era 458. Așa. Ori 5. Ori 5. Punem punct acum, ne-am dezlățat de... Da. Să... Delia, te rog. Să facem mulțirea asta. 8 ori 5. Da. Egal cu 40. 0 și 4. Să ne rămâne. Da. 5 ori 5, 25 cu 4, care ne-a rămas 29. Da. 4 ori 5, 20 și cu 2, 22. Excelent. 4.2290, da? Asta este rezultatul. De. Triplul numărului 179. X egal cu triplu, adică? Adică ori 3. Așa, 179 ori 3 și este egal cu, te rog să vorbești. Da. Triplul 179. 3 ori 9, 27, 7 scriem, 3 ori 7, 23, 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
punctul 3. Da. Asta a fost 2, da? Da. 3. Da. Suma a două numere naturale este 9. Deci, suma A plus B. Da. A plus B egal cu 9. Da. Așa. Determinați cea mai mare valoare posibilă a produsului celor două numere naturale. Deci, știm că suma este 9. Da.
Și 9 s-ar descompune în care variante? Hai să vedem toate variantele. 4 și 5. Pe dată 4 și 5? Nu. 9, 8 plus 1. Deci 8 plus 1 egal cu 9. Da. Adică A-ul e 8, B-ul e 1. Apoi? 4 plus 5. Hai să luăm ușor. 7 plus 2. 7 plus 2, da. Tot 9 face. Apoi scriem toate astea. Da. 8 plus 1. 7 plus 2. Da. Apoi? 6 plus 3. Exact. 6 plus 3. Tot 9. Și... Capul mai sus un pic de rea. Și... Da? 6 plus 3. Apoi? 5 plus 4. 5 plus 4. 4 plus 5, dar tot aceeași cadă. Una e comutativă, n-ar rost să le mai scrim, da? Să le mai spune și pe cealaltă. Da. Ei, să facem produsul lor. A ori B, cât ar fi acum? Pentru prima variantă. A ori B ar fi 8 ori 1. 8 ori 1. Egal cu 8 ori 1 și face 8. Pentru a doua variantă. A ori B, da, egal cu 7 ori 2. 7 ori 2. 14. Apoi. A ori B ar fi egal cu 9 ori 2. Nu, 9 ori 2. 6 ori 3. 6 ori 3. 6 ori 3 și egal cu 18. Da. A ori B. Ultima variantă. Egal cu 5 ori 4. Adică? Adică 20. E, care descompunere a asigurat cel mai mare produs? Ultima. 5 plus 4. Da? Ultima asigură. Da. Deci, la problema pe care am avut-o de rezolvat, răspunsul ar fi fost A egal cu 4, B egal cu 5, pentru că numai în cazul ăsta, nu, în situația asta, avem cel mai mare produs. Așa a cerut autorul. Da. Ai 4. Și atunci A ori B, este egal cu 20, cum vedeți. Da? Deci asta este. Am analizat toate posibilitățile, am găsit răspunsul corect. Mergem mai departe. Așa. 4. Așa. Dacă X egal cu 3. Deci dacă X egal cu 3, așa, da, determinați valoarea expresiei 6 ori. Determinați valoarea expresiei. Să scrim expresia, da? Da. E, hai să o întâlnim. E egal cu? E egal cu 6 ori, paranteză. 6 ori, deschidem o paranteză, da? Da. X plus 2. X plus 2, da. Închidem paranteza. Da. Plus 7. Da. Ori X minus 1. X, în paranteză X minus 1. Da, da. 7 ori, deschidem paranteza, așa dictez. Da. 7 ori, X minus 1, în paranteză. În paranteză și închidem. Da. Da, atât. Bun. Delia vreau să vorbească la ghișul ăsta. Mai întâi trebuie să calculăm ce este în paranteză, dar nu putem. Da, avem. X e 3. X egal cu 3, da. Și atunci, înlocuim, pur și simplu, vine egal cu 6 ori. 6 ori. Deschidem paranteză 3 plus 2. Da. Plus 7 ori. Deschidem paranteză 3 minus 1, da, și închidem paranteza. Așa. 6 ori 3 plus 2 este egal cu 5. 6 ori 5? 6 ori 5 plus 7 ori 2. 7 ori 2, da, egal cu? 6 ori 5 egal cu 30. Da. Plus 6 ori 2, 14. Și egal cu? Egal cu 0 și cu 4, 4, 3 și cu 1, 4. 44. Da. Mai puteam face și altfel aici.
fără să adunăm 3 cu 2. Să aplicăm distributivitatea. Da, adică soasor 3 plus soasor 2. Ia să facem și așa. Deci fac și așa calculul de desubt. 6 ori 3, vorbește de ea. 6 ori 3 plus 6 ori 2 plus. Și lucrează, lucrează. Tu, din caietul tău, lucrezi. 6 ori 3 și 6 ori 2 le punem în paranteză? Nu, nu. Bine. Adică fac paranteza. Plus? Plus 7 ori 3 minus 7 ori 3 minus 7 ori 1 7 ori 1. Și egal cu, lucrăm. 6 ori 3, 18. Da. Plus 6 ori 2, 12. Da. Plus 7 ori 3, 21. Da. Minus 7 ori 1, 7. Egal cu, lucrăm. Egal cu... Facem mai întâi adunarea. 18 și cu 12 egal 30. Corect. Plus 21. Minus 7. Egal cu 30 cu 21 egal 51. Ah, vrei să-și faci așa, da? 51. Deci egal cu 51, ai spus bine, minus 7, da? Minus 7. Și egal cu? Egal cu 11 minus 7 egal 4. Da. Și 4. 44. Același răspuns. Observăm, nu? Este același răspuns ca și data trecută. Mergem mai departe. Ștefania, te rog. Așa. Exercițiul 5 acum. Da. Efectuați. A. 7 plus 9. 6? 7. 7. 7 plus 9 plus 11 plus puncte puncte plus 2013 minus 5 minus 5 minus 7 minus 7 minus 9 minus 9 minus 11 nu, puncte, puncte. Ne-am scris așa 5, 7, 9, 11, puncte, puncte minus 2011 2011 egal. Ei, trebuie să mă ajutați, că e mai dificil. Da? Tot sprijinul e, vine de la voi. Eu toată speranța în rezolvare o am la voi. Ia să vedem. De la 2013, adică să facem de la 7 la 2013 și după să facem de la 5 la 2011. Mm-hmm. Cine s-ar afla în fața? Cine s-ar afla în fața în 2013? 2012. Ia să vedem, sunt consecutivi? A, nu. Nu. Deci cine s-ar afla în mod sigur, după cum vedem rețeta de aici? A, 2011, că e din 2 în 2. Deci în față se află 2011, da? Hai să schimb din nou. Grijul ar fi așa. 7 plus 9 plus 11 plus și mai departe plus 2011 așa plus 2013 minus 5 minus 7 minus 9, minus 11, puncte, puncte, minus 2011, egal cu. Se face acum. Ia să vedem ce idee ne vine acum. Relația ar fi de 2. Aș zic să adunăm termenul cu 1. Deci primul termen. Termenul cu ultimul termen, ori relație, adică ori 2. Primul cu ultimul. Cum era formula aceea? O suma lui Gauss aici. Da, suma lui Gauss. Formula era...
Primul plus ultimul. Primul plus ultimul. Oricât sunt ei, oricât sunt ei. Da, oricât sunt ei. Nu rația, oricât sunt. Da, așa e. Da? Da? Deci, așa a făcut Gauss, s-a luat pe primul cu ultimul, înmulțit cât sunt ei și tot împărți la doi. Da. Îți fac perechile cele, da? Deci așa vom face și noi. Deci ne ocupăm de suma aceea. Hai să o luăm deoparte pe prima sumă. Da. Deci, zicem așa. S1 egal cu 7 plus 9 plus 11 plus și așa mai departe, plus 2011 și plus 2013, egal cu, numai de ea ne ocupăm, de prima sumă. Da. Ăștia cu plus toți, da? Da. Și ați spus voi că este egal cu primul plus ultimul. Egal cu termenul 1. Așa, termenul 1, adică 7. Nu? Da. Vrei să scrii formula? Nu. Scriem deodată, nu? Egal cu primul termen, care este 7, adunat cu ultimul, care este cât? 2013. 2013. Ori cât sunt ei, ori cât sunt ei, deci toți cât sunt. Dar cât sunt, cum îi numărăm? Ne apucăm să îi numărăm, cum facem? 2013 împărțit la 2. Da. La 2? De ce la 2? Pentru că sunt din 2 în 2. Dar ei oare sunt toți 2013 termeni în totalitate? A, da, uite cu ea de la 7. Asta e cu ea de la 7. Ce? Da, dar dacă facem o împărțire la 2, ar trebui să mai scădem 3. Nu. Cum s-ar afla? Uite, de aici până aici, câți termeni sunt? De la 7 la 11. 2. 3. 3 termeni. Cum îi găsim? Din 11 scădem pe 7. Ah, și ne dă 9. Din 11 scădem pe 7 ne dă... Cât ne dă? 11 scădem pe 7. 7 ne dă 4. Împărțim la 2, că s-ar din 2 în 2. Da. Și împărțim pe 4 la 2 și face... Cât face 4 împărțit la 2? 2. Și adunăm în 1, că începem cu el. Da. Deci... Uitați, încă o dată, vă mai dau un exemplu. 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. Cât sunt aici? Hai să vedem câți termeni. Noi putem număra 2, 4, 5 termeni. Da. Tot la 5 ajungem dacă scădem din 15 pe 7. Da. Și ne dă 8. 8. Împărțim la 2, că s-ar din 2 în 2. Da. 8 împărțit la 2 face 4. Și mai adunăm unul, că începem cu el și sfârșim cu unul. Da, adică trebuie să facem 2013 minus 7. Minus 7. 7 împărțit la 2 și plus 1. Plus 1. Ca așa să vedem câți termeni sunt. Da. Deci zice și noi aici. Numărul termenilor, chiar scriu cuvinte. Bine. Numărul termenilor. Da. Este două puncte. Numărul termenului este? 2013 minus 7 împărțit la 2 plus 1. Și egal mai departe. Așa. E că 2013 minus 7 7. Nu-i 7, că dacă ar fi 14. 14 minus 7 face 6. Deci 2006. Da, 2006. Împărțit la 2. Împărțit la 2 plus 1. Și egal cu? Egal cu 2 în 2 merge o dată. 1 ori 2, 2, nimic. 0, 0. Deci 0, 0 punem aici. Da. Și 2 în 6 de 3 ori. Deci vezi, dacă 2006 împărțim la 2, fac 1003. Da? 1003. Și acum plus 1. Plus 1. Face 1004. Deci aici, când am adunat primul plus ultimul, oricât sunt ei, oricât sunt ei, și acum am aflat cât sunt. Sunt câți? 1004. Deci înmulțit cu 1004.
și împărțit la 2. Așa, asta era formula lui Gauss. Da. Adunăm pe primul plus ultimul, primul termen plus ultimul, oricât sunt ei, și nu aveam o problemă aici, că nu știam cât sunt ei. Da. Și am muncit deoparte, ne-am aflat numărul lor. Oricât sunt ei, împărțit la 2. Și egal mai departe, hai să continuăm. Așa. Șapte cu 2013. Mă gândesc unde să scriu, dar... Acolo, la tine, da? Șapte. Să mai scriu încă, dacă... Da. Așa, egal cu... 7 și cu 3 ar da 2. 7 și cu 3? 10. 10. 0 scrie. Da, 0 scrie. 1 reținem, ar fi 20. 2020. 2020. 2020 înmulțit cu 1004, așa ar veni? Da. Și împărțit la 2. Ori 2 în 10 sau... A, faci împărțirea, da? Da. Corect. Deci 2020 ori 2 în 10, 2 în 10 merge 10 de 5 ori. Așa. 10 îl cobor 0. Da. Și 2 în 4 de 2 ori. Și am avea 2020 ori 502. Da, o facem de deci. Să facem, da, să facem mulțirea, deoparte. 20 ori 502. Da. 0. Da. 4. Da. 0, 4. Așa. 0. Da. Adică 3. Atenție, unde punem acum? Că ne mulțim cu 5. Păi da, dar eu fac una sub altă. Da, am înțeles. Da. Deci 2020 ai spus, ori? Ori 502. Ori 502. 502. Și ai zis așa. 2 ori 0, 0, 2 ori 2, 4, 0, 4. A, da, l-am pus pe 0 sub 5. Așa. Deci acum când mulțim cu 5, începe construcția de aici încolo. Da. 5 ori 0, 0. 0. 5 ori 2, 10, 0 și 1. 5 ori 0, adică 1. Da. Și 5 ori 2, 10. 10. Bun. Acum... Tragem mici la adunau. 4, 0, 4, 1, 0, 1. Așa. Adică ar fi... 1 milion, ai zis bine. 14.000. 40. Deci 1 milion, 14.000, 40. Ăsta este răspunsul, da? 1 milion, 14.000, 40. Și ce facem cu 1 milion, 14.000, 40? Scriem aici. Așa și împărțim la 2, nu? Trebuie să-l împărțim și la de parcă. S-au împărțit, am împărțit. Ăsta e răspunsul. Da. Deci ies 1, hai să zicem așa. Ies 1, prima sumă, prima bucată, este 1 milion, ai spus 14.000, 40, 14.000, 40, da? Da, și acum trebuie să ne ocupăm... 14.000, am scris greșit eu aici. 1 milion... 0. 0 asta am uitat să spun, da? 1 milion 14.040. Acum suma a doua. Suma a doua, adică toți cu minus, nu? Deoparte se calculăm. Deci zicem așa. Ies 2. O calculăm și pe asta și scădem pe urmă, da? Da. Egal cu? Egal cu. De unde începe suma a doua? De la 5. Deci vine 5. Minus 7. Păi nu mai. De vă zice minus 5? Ne închipuim că toți dealul de minus sunt aici, cum îi vedem, și scădem acum. Adunăm. Adunăm datoria, că o spuneam odată.
Nu? Ăștia toți cu minus îi adunăm. Păi da. N-avem cum altfel de... Deci, nu că zici ceva. Ia să vedem dacă eu vă spun așa. Cât faci 12 minus... Nu, 12 plus 7 minus 3 minus 5. Cum faceți voi să au operația asta? 12 și 7 face 19 minus 8. Da. Adică minus 3 minus 5 fac minus 8. I-am adunat pe 3 cu 5, că ele sunt prieteni, sunt de același fel. Da? Puteam să zic așa, și așa. 12 cu 7 face cât? 12 cu 7, 19, minus 3, scădeam o dată, și urmă scădeam și pe 5. Da? Dar pot să scad deodată pe 8. Deci pot să zic așa. 19 minus 3 minus 5, care este cam mai departe, 19 minus 3 cât face? 16. Minus 5, care face în final 11, da? Dar dacă zic din 19 scăzut tot, nu tot 11 fac. Deci, vedeți? Pe ăștia toți cu minus îi adunăm. Deci rământăm cu S2 a doua sumă. Deci S2 egal cu... Cu 5 plus 7. Așa. Egal cu 5 plus 7. Plus 9. Plus 9. Plus... Plus 2011. 2011. Egal cu 2011. Adică... Da, 2000... Ca și înainte, că tot de 2011. Primul plus ultimul. Da, 2011. Ori... Dar ne-ai spus 5 plus 2011? Nu așa se face? Suma lui Gauss? Da. Adunăm pe primul T1 cu ultimul loc, da? Deci zicem 5 plus 2011, ori cât sunt ei? Păi da. Aici e povestea asta, aflăm numărul lor, ca și înainte. Deci zicem numărul lor, numărul termenilor, este... Numărul termenilor este din suma asta. Este 2011. Da, 2011. Îl deschidem paranteza. Minus, da, minus 5. Minus 5, acum. Deschidem paranteza. Așa. Împărțit la 2 plus 8. Împărțit la 2 plus 8. Am văzut așa, că da. Așa se întâmplă, da? Și acum e egal cu... Daniela. Te rog. Delia. Delia, da. Da. 2011 minus 15. Minus 5. Minus 5. Cât face? Egal cu 2000. Așa. 6. 6. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Plus 1, da? Și egal cu? Egal cu 2006 împărțit la 2. 2 în 2 odată, 2 în 0 de 0 ori, 2 în 0 de 0 ori, iar 2 în 6 de 3 ori. Plus 1 și egal cu 1000. 1004. 1004 termeni. Da, da. La fel ca celălalt. Deci sunt 1004 termeni. Da, înainte începea de la 7 da, și ajungea până la 2013, acum începe de la 5. La 5. 5. Și au ajuns la 2008. O covârt. Da. Dar cu o unitate. Și e stânga și dreapta. Și atunci... Păi da, și acum... Că-s tot 1004. Deci gândiți primul plus ultimul, ori cât sunt ei, ori 1004, nu? Împărțit la 2. Parcă așa era formula. Da. La suma a doua. Așa și acum... Cât ne dă 5 plus 2011? Cât face suma? 5 plus 2011 și cu 5, 2000? A, 2016. 2016, da, cu 2016, împărțit, înmulțit cu? Înmulțit cu 2, adică... Nu, nu cu 2. 1004 împărțit la 2. Da, și cât face 1004 împărțit la 2? Da.
Așa, acum, 2016, împărțit, nu, ori 100... 1004, împărțit la 2, nu? Da. 1004. Împărțit la 2, plus... Și face cât? Nu, punem și plus 1. Nu, nu, pe plus 1 a fost da. Când am aflat numărul tenilor, aici da. E suma. Da. Așa. Și acum, egal cu... 2016. 2016. Ori. 2 în 10 de 5 ori. 5 ori 2. Deci 0. Și de 2 ori. 500. Ori 500? 2. 2. Da. Nu? Ori 502. Și acum, de-o parte, mulțim. Să mulțim deoparte, că vă rog. 2016. De la te rog pe tine, 2016, ce mulții cu? 16. Cu 500? 502. 2 ori 6, 12. Da. 2 ori 1, 2. Plus 1 care ne-a rămas e egal cu 3. Da. 2 ori 0, 0 și 2 ori 2, 4. Bun. 0 ori 6, 0. 0 ori 1, 0. Da, în loc să îți facem la tot 0, așa. Începem deodată cu 5. Da. Are rost să pierdem timp. Și coborăm la 5. Da? Și scriem da. Sub 5. 5 ori 6. 3, 0 și 3. Așa. 5 ori 1, 5 cu... 4 și 8, 12. Da, deodată. Și 10. Da? 12 am scris și 10. Dacă e 0, 0. Și ne dă un milion, 12.000, 32. Asta este, da? Un milion, 12.000, 32. Da. Și acum, haideți să încercăm să facem ce? Scăderea S1 minus S2. Că a doua sumă se scade, da? Deci rezultatul ieri va fi egal cu S1 minus S2. Da? S1 minus S2, adică? Adică... Cât a fost primul rezultat? 1014. Un milion? Un milion 14.000. Un milion 14.000. 40. 40, așa a fost, da? Da. Scăzut. Minus 1 milion 12 mii 32. Deci 1 milion 12 mii 32. Și să vedem cât e de la scădere. Egal cu? 0 minus 2 nu se poate. Ne împrumutăm. Da. 10 minus 2 7. 10 minus 2? 8. 8, atenție. Așa, 8. Da. Acum 3 minus 3, 0. Da. 0, 0. Așa, 2. 2 din 4. 2. 1 minus 1, 0. Iar 0. 1 minus 1, 0. Adică ar fi doar 2008. Deci rezultatul este 2008. Da. Am terminat exercițiul ăsta, a fost interesant. Ce a fost, ce v-a plăcut aici, în mod deosebit, la suma asta? Asta este suma, deci 7 plus 9 plus 11 până la 2013, minus 5, minus 7, minus 9, minus 1, până la minus 2011. Ce, repet, ce v-a plăcut? Cu ce plecăm de aici? Cu ce amintire plecăm? Care sunt lucrurile pe care le reținem obligatoriu? Formula lui Gauss. Formula lui Gauss a fost esențial, da? Da. Și
firul de numere, care la început era plus și la sfârșit era minus. Deci reținem și asta și reținem încă ceva. E interesant, e numărul de termeni. Da? Deci formula lui Gauss. Da. Numărul de termeni. Cum se află numărul de termeni? Că acolo sar din 2 în 2 și deci de aceea din ultimul scădem pe primul și împărțim la 2 și adunăm și 1, da? Da. Și că aici au fost vorba de două sume, nu? Suma celor cu plus și suma celor cu minus. Și prima a scăzut din S1 minus S2, da? Da. Deci chiar să spunem așa. Nu știu dacă scrieți în cuvinte, dacă vreți să scrieți. Nu vreți să scrieți, că e caietul de teme, da? Da. Dar voi ați înțeles că lucrurile acestea au fost foarte importante de reținut. Formula sumei lui Gauss, S-ul egal cu primul plus ultimul oricât suntei supra 2, împărțit la 2 și că numărul termenilor era important și de sesizat că sunt două sume în componență. Altfel, cum se mai poate face chestia asta? Altă idee. Știi bine, Ștefania, că noi de fiecare dată nu ne mulțumim, facem chestia și mergem mai departe. Încercăm și alte idei. Altă idee. Cine vede? Hai să întrebăm un prieten. Vezi? Așa. Uite că am uitat de asta. Păi, să las ții acolo, ca să duc la ea. Deci 42. La 50. La 45. Mergem la 45. Bine. Da? La 50. La 50 mai bine. Să vedem o altă idee, spuneam, de lucru. Să întrebăm un prieten. Să sunăm un prieten, să vedem ce ne spune. O altă idee. Delia și cu Ștefania, căutați o idee năstrușnică. Uitați-vă la ieșițul ăsta, de la un capăt la altul și poate sesizați ceva foarte tare. Foarte tare. Uitați-vă cu multă atenție, că nu se poate să mă observați. Deci măturați cu privirea de la început până și la cei negativi. Deci măturați și la cei negativi cu privirea. Vedem dacă vede, sesizați. Dacă am fi fost... Dacă vedeți, sună pe doamna profesoară și să spun să vă pun în 10. Hai, e frumos, e ușor. Cu o simplă observație facem un caligrafie foarte repede. Nu vezi? Uite, am 7 aici. Da. Minus 7. Da. 7 minus 7 fac 0. Da. Deci dacă îmi grupesc cu ăsta cu minus 7 de aici, face 0. Da, m-am gândit la asta. 9, pe urmă 9 minus 9. Da. Cât face 9 minus 9? 0. 0. 11 minus 11. 0. Numai asta, minus 5, e supărat. Chiar nu s-o găsit nimeni aici ca să fac și să-l potorim și pe el. Da. Deci, 2011 cu minus 2011, iar se reduc. Da. Fac 0. Da. Deci, pe aici sunt foarte mulți, care cu aceștia mulți fac tot 0. Da. Adică este și 13, minus 13, și 15 minus 15, și 17 minus 17, și până în sfârșit, 2011, cu ăsta fac 0. Da. Și cine a rămas? A rămas minus 5 și plus 2013. Asta a rămas. Ăștia doi. Da, adică am face 2013 minus 5. Deci egal cu 2013. Și de cât? 2006. 6. Nu, 2006 sau cât? Da, 2006. Nu, nu. 13 minus 5, cât vine acolo? 2008, nu? Da, 2008. 2008. Și cât am muncit de anul trecut? 2008. Când am muncit noi? Cât am muncit noi acolo? Cât am muncit? Da. Și așa, pentru o simplă observație, există ieșit. Superbă chestia, superbă, nu? Formidabile. Da?
Deci toată bucata asta de aici, practic, cu toată bucata asta cu 7 încolo, până la 2011, s-a terminat. Și ne-a rămas 2013 minus 5. Vreți să vedeți dacă și pe asta, în varianta asta? E foarte tare. De aceea, prin două metode am făcut-o. Hai să o scrieți și pe asta. Vreau neapărat să o scrieți. E prea interesantă. Deci varianta a doua, da? Varianta de lucru a doua. Și anume, scriem din nou ieșiți-o. 7 plus 9 plus 11. Plus 11, plus puncte, puncte, plus 2011. 2013. Dar și, faceți-ți 2011, scrim așa. Așa. Plus 2011, plus 2013. 5, minus 7. Minus 5, minus 7, minus 9. Minus puncte, puncte, minus până la 2011. Da, și acum... Și acum scriu din nou, egal mai departe cu 7 minus 7, hai să vă spăți așa, 7 minus 7 cu într-o paranteză, da. Adică 7 de aici plus. Cu minus 7 de acolo, da. Plus 9 minus 9 într-o altă paranteză, plus 11. Și acum... Și așa mai departe, și așa mai departe, plus 2011 minus 2011, face și echipajul ăsta, plus 2011 minus 2011, da, și acum, și plus 2013 care a rămas, că nu mai este cu cine să facem, cu cine să fac echipă, plus 2013 minus 2000 minus, nu, minus 5. Așa. De bine, s-a înțeles? Da. Am zis 7 de aici minus 7 de aici, 9 minus 9, 11 minus 11. Și ăsta zice mega mai departe cu 0 plus 0 plus puncte puncte plus 0. Da? Plus puncte, puncte, plus 2013, 1013, minus 5. Și egal cu 2000. Păcat să nu scriu pe ideea asta. Deci a fost foarte simplu. Cât am ușit acolo din partea cealaltă, aproape o pagină, da. Și dincolo două rânduri și a ieșit. O tablă chiar. Da? Deci foarte important. De ce trebuie să avem ochiul educat și să îl plimbăm cu grijă și să găsim soluții mai rapide. Când vă dați seama la o lucrare, cei care muncesc acolo și așa, riscă să-și greșească. Păi, eu greșească. Zic profesoara că o să ne dea la lucrare exerciții de astea. Da. Deci una este ăla care ia pe formula lui Gauss, numărul termenilor și mai departe, riscă să-și greșească. Da? Că sunt multe adunări, greșiri, mulțiri, chestii, nu știu. Iar ăsta care observă treaba asta la altă, ajunge rapid la rezultat, urma le grupează, 0, 0, 0, și face o scădere. Păi, de... Vedeți cât e de tare chestia? Mergem să vedem atât. Acum avem... plus 13, plus puncte, puncte, plus 78. Să scriu și eu. Deci avem punctul B. Cum este suma? 11 plus 12 plus 13 plus puncte puncte plus 78. Așa. Și atât. A, să face suma asta. Da. Egal. Așa. Putem face tot termenul plus
E sumă cauză, că adică sunt ele consecutive. Adică facem 7 de 8 minus 11 plus... Ca să aflăm numărul tenilor, da? Numărul tenilor, zicem, numărul tenilor. Dar asta nu începe de la 1. Păi tocmai, ca să-i aflăm. A, da. Deci numărul termenilor este, ce ai spus tu, este... 78. Da, 78. Minus 11. Minus 11 plus 1. Da. 78 minus 11 plus 1. Nu mai împărțim la nimic. Ei sunt toți consecutivi. Nu sunt din 2 în 2. Da? Și face cât? Ar fi 7. Adică nu, 9. De ce 9? Păi 1 din 8, 7. Da, plus 1, 8. L-ai și adunat, deodată vrei spui, da? 8. Așa, bine. 8. 7 minus 1, 7. 6 și 1, 7. Cum? N-am înțeles. Deci, hai, facem. Hai să facem scăderea. Da. 78 minus 11? 67. 67. 67 plus 1, 68 este. Tu ziceai 78. Da. 68. Atenție, multe greșești la lucruri de acestea minori și dă rezultatul peste cap. Nu mai discutăm. Așa, numărul termenilor l-am aflat, da? Și atunci sus continuăm. Acum, sus, egal cu... Da. 11 plus 12 plus 13 plus puncte, puncte, plus 78. Egal cu... 11 plus... Da, 11 plus 78 împărțit la... Nu, atenție, înmulțit cu... Înmulțit cu... Numărul termenilor. 68. Da, înmulțit cu 68. De-aia am șapta. Și împărțit la... Împărțit 2. La... Da, de ce la 2? Păi totdeauna e formula lui Gauss, care zicea împărțit la 2. Primul plus ultimul, oricât sunt ei, una este când afli numărul termenilor împarți la 2 și alta e situația formulei lui Gauss. Da. Păi nu făcut așa, Gauss primul plus ultimul, oricâți termeni sunt și împărți la 2 pentru că face echipe. Da. Când noi aflăm numărul de echipe, câte două, câte două. A, da. E altă da, poveste, da? Uitit, da? Da. Așa, mai discutat. Așa. Egal cu... 89. Deci egal cu 89. Ori 68 împărțit la 2, egal. 89 ori 2 în 6 de 3 ori. Da. Așa. 2 în 8 de 4 ori. 4 ori. Da, 4 ori. Și faci 89 ori 34. 4. De Elia să mulțească 89 cu 34. Te rog să vezi cât faci. 4 ori 9 egal cu 36, 4 ori 8 egal cu 32 plus 3, 35. Cum? 32 plus 3, 35. Bine, corect. 3 ori 9 egal cu 27. 3 ori 8 egal cu 24 plus 2, 26. 6 plus 0, 6. 5 plus 7, 12. 4 plus 6... Sau ai putea să faci 6 și cu 3. 9 plus 10. 2 plus 1, 3. E bine? Da. Hai să fac și eu. Deci 89 ori cât ați spus? Ori 34. 4 ori 9, 3, 6, 3. 4 ori 32 și cu 3, 35. 3 ori 9, 27. 3 ori 8, 24. Și cu 2, 26. Da. Da? 26. 6. 12. 0. 3. 3026. Da. Da? Bine. Așa. Deci am făcut punctul A, răspuns 3.026.
26. Punctul B. Punctul B. Nu. Acum am făcut punctul B. A, și 0. Și vom face punctul 0. Bine. 5 plus 10. 5 plus 10 plus 15 plus 20. Păi văd că e din 5 în 5. Da. Ăsta-i motiv, da? Puncte plus 95. Plus 95. E egal cu primul plus ultimul. Primul plus ultimul, dar întâi din numărul termenilor. Păi da, asta mi-am zis. Numărul. Numărul. Termenilor. Este. Cu 95. Așa. Minus. Minus, da. Minus 5. 5. Plus 1. Atenție! Împărțit la? Împărțit la... La cât? Din cât în cât crezi că e acum? 5. La 5, la rație. Da, la rație. 5 plus 1. Da, da, 5 plus 1. Și egal cu? Egal cu... 90. Da. 90. Împărțit la? Împărțit la 5 plus 1. Și egal cu? Egal cu... 5 în 9 de 4. Odată. Odată, da. Ne rămâne 4. Îl coborâm pe 0. 5 în 40 de 6. De 8. 8. Așa. Plus 1. Și egal cu 19. Deci sunt 19 termeni. Da. Așa. Și acum... suma de sus e egală cu acolo. Suma asta care m-a avut. Da. Adică asta spune scriva la toată. Plus 10 plus 15. Plus puncte, puncte. Plus 95. Da. Egal cu... primul plus ultimul, totdeauna avem așa. Da. Primul plus ultimul. 95. Deci 5 plus 95. Da, așa, așa. Da? Sau 95 plus 5, n-are importanță. Da. Ori cât sunt ei, și-am aflat... Ori 19. Așa, împărțit la 2. Și calcul. 5 cu 95 face 100. 100. Da. Ori 19 împărțit la 2. Și calcul. Egal cu 100. 100 împărțit la 2, că ăsta se împarte. Fac 50. 50 și 50 ori 19. 19. Și egal cu... Egal cu... 5 ori 19, ce se mulțim? Și ori 10, da? Da. Ce ori 10? Eu am zis așa, pe 50 îl vedem ca fiind 5 ori 10. Da. 5 ori 10 ori 19. Și acum mă mulțesc numai 5 cu 19. Da, așa, așa. Da? 5 ori 9, 45. 5 ori 9, 5 și 4, 9. Și punem 0. Da. Păi, 95 ori 10. Deci răspunsul 950 mi-a dat mie, bine? Da. Așa, 950. Și să opresc camera, să facem un alt fișier. Așa că închidem pe ăsta.